colegi, vă mulțumim în primul rând pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și ne-ați onorat cu prezența astăzi, când clubul nostru, Defensa Timișoara, organizează o conferință de presă, în primul rând pentru a-l prezenta pe noul președinte ales al clubului, domnul Dumitru Mihu, aici de față, care va fi în această zi susținut de către cei doi vicepreședinți ai clubului, și anume domnul Radu Ienovan, fostul președinte, și domnul Erol Baira. Așadar, o să rog pe domnul Dumitru Mihu să înceapă în această conferință de presă, în primul rând prin a spune ce se va schimba în noul statut al clubului și care va fi noua viziune pentru clubul nostru. Bună ziua, bine ați venit în casa Invenției. I-am rugat pe Radu și pe Erol să fie lângă mine, pentru că e prima mea apariție în asemenea postură și dumneavoastră aș avea rugămintea să fiți înțelegători și să fiți blânzi cu mine. N-am mai avut asemenea experiență, așa că mă gândesc că sper să o scot la capăt. Ne-am gândit să organizăm această conferință de presă pentru a da explicații cât mai amănunțite în ce privește noul proiect al Invenției. Nu este un lucru nou, ceea ce s-a întâmplat în ultima lună, practic, este rezultatul unor dezbateri profunde care au avut loc pe parcursul ultimului an. Au participat practic toți oamenii care au fost în jurul clubului în această perioadă. Decizia a fost grea, este chiar rezultatul unor dezbateri intense. Noi am abordat toate problemele, ne-am gândit la toate variantele posibile și în final s-a ajuns la o concluzie pe care aproape toți au fost de acord și s-a ajuns astfel la situația care este astăzi și pe care noi vrem să vă prezentăm. Proiectul a pornit acum, după cum bine știți, acum în 2012, iar ca sunt 6 ani. S-a mers pe modelul Socios. Noi am făcut o analiză a drumului parcurs în această perioadă. Au fost lucruri foarte frumoase care s-au întâmplat, au fost lucruri bune, de substanță, numai că s-a ajuns în anul 2017, pot să spun, în care lucrurile n-au mai mers așa cum au fost gândite inițial. Un proiect Socios înseamnă implicarea unui număr foarte mare de persoane, înseamnă practic, inițial s-a gândit ca în acest proiect să fie implicați 20, 25, 30 de mii de oameni. Din păcate, apetența noastră de asociere a românilor, cred eu, nu este așa de mare. După 5 ani s-a ajuns la un număr de 300, după 4 ani s-a ajuns la un număr de 300 și ceva de persoane, după care procesul a început să stagneze, în așa fel încât efectiv, contribuția membrilor asociației a devenit insuficientă, foarte mică, raportat la cerințele participării clubului în Liga a doua, în special, și nu mai vorbesc de Liga întâi. Anul trecut, de exemplu, contribuția membrilor asociației s-a acoperit un procent de 2% din bugetul clubului. Pentru o echipă de fotbal din România, cel mai prost loc este Liga a doua. Liga a doua înseamnă cheltuieli mari, înseamnă deplasări aproape similare a celor din Liga întâi, înseamnă un buget și înseamnă venituri foarte mici, pentru că nu ai nici venituri din publicitate și, cel mai important, nu ai venituri din drepturi de teren. Și atunci este locul cel mai rău în care te poți afla cu o echipă de fotbal în România. Și
nu sunt decât două variante. Fie mergi în sus, fie mergi în jos. Liga a doua nu este de stat. Pur și simplu. Decizia noastră a celor care suntem în jurul clubului s-a bazat numai pe acest fapt, că stând în Liga a doua trebuie să ai măcar un buget de 400-500.000 de euro ca să poți să reziști. Măcar. Mai ales în condițiile în care în Liga a doua, știți și dumneavoastră, ați văzut, vin echipe cu tradiție, cu susținere puternică din partea autorităților și care au bugete de peste 1.000.000 de euro. Unele dintre ele. Noi nu avem venituri decât din ceea ce contribuim noi. N-am primit un leu de la nimeni. Și atunci decizia a fost, ce facem? Mergem în sus sau mergem în jos? Mergem în Liga 3-a sau încercăm să mergem în Liga, să mergem mai sus? Mai sus înseamnă nu neapărat prima ligă, înseamnă mai sus și în Liga 2-a, pentru că atunci când ești pe locul 14-15, toată lumea e nefericită, se dau bani, oamenii sunt supărați, toată lumea, și noi, și jucătorii, și suporterii, și ziariștii, toată lumea este supărată de măsura rezultate. Și decizia a fost să mergem în sus. Ca să mergem în sus, avem nevoie de bani. Asta este realitatea. Putem să spunem orice, este nevoie de bani. Și de unde pot să vină banii la un club ca și Ripensia? Doar de la oamenii de afaceri. De la cei care au bani. Pentru că de la primărie este puțin probabil să primim bani. De la Consiliul Județean la fel. Și așa, nu se poate, efectiv. În primul rând că nu se poate. Ca să atragi oamenii de afaceri în jurul unui proiect, trebuie să le prezinți un proiect simplu, clar, în care ei se vadă că dacă dau niște bani, pot să aibă și decizia. Prezența mea astăzi aici este tocmai pentru a încerca să facem acest lucru. Împreună cu cei care sunt lângă mine și cu alții care sunt în jurul clubului, asta încercăm. Să coagulăm niște energii care există latent în acest oraș. Demersul de a face acest lucru nu este numai al meu. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta singur. Deocamdată, sigur, am o contribuție mai importantă. Dar nu vreau să fac lucrul ăsta singur. Nu am nicio plăcere să fac lucrul ăsta singur. Nu pot să facă acest lucru oamenii de afaceri singur. Deci e nevoie de implicarea celor trei componente ale acestui, al acestui concept. Oamenii de afaceri, instituțiile și nu în ultimul rând, sigur, suporterii și cei care consumă fotbal. Este ceva greu, știu asta, este ceva ce au încercat și alții, unii au reușit, alții mai puțin. Noi aveam această dispoziție de a încerca și de a face acest lucru. Noi aveam o situație de fapt. Aveam o asociație care funcționa, care a ajuns în Liga a doua și a trebuit să găsim o soluție în așa fel încât să putem să creăm previsele ca oamenii de afaceri să se poată apropia de acest proiect. Și atunci ne-am gândit am gândit proiectul cu cele două componente. Partea asociativă, care rămâne în continuare, sportul, partea sportivă va rămâne în continuare pe asociație și în paralel vom crea o societate pe acțiuni care va avea ca principală menire crearea de infrastructură care să fie pusă la dispoziția asociației, pentru că pe asociație se va desfășura în continuare activitatea sportivă. Pe scurt, ESAU va crea o academie de fotbal, care înseamnă infrastructură, în primul rând, cum spuneam, nu înseamnă teren, nu înseamnă stadion pe care să se joace fotbal. Stadionul
o să-l găsim în zonă. Fie pus la dispoziție de autoritățile din Timișoara, fie, nu știu, alții merg prin alte orașe. Nu avem capacitatea și nici nu este recomandat să construim noi stadioane. De ce ziceți că nu este recomandat? Este recomandat. Nu avem cu ce. Nu construiesc stadioane nici alții, nu? Da, dar nu că nu e recomandat, că n-au cu ce. Este recomandat. Nici Bayern nu își făcea stadionul dacă nu venea Alianțul lângă. Nu ce fac. Echipele, puține echipe de pe glob, au stadionul propriu. Trebuie să ajungi într-o fază foarte, foarte avansată ca să strămiți acest lucru. Poate dacă l-au primit cadou. Chiar dacă ai banii să-l faci, n-ai bani să-l întreții. Da. Prea multe detalii nici nu pot să vă dau acum. În faza inițială va fi o societate închisă, o societate comercială pe acțiuni închise, în care vor fi acționari doar cei care sunt deocamdată în jurul clubului. Ulterior vrem să deschidem această societate, la ea să aibă acces și alți potențiali investitori, în măsura în care conturăm mai bine proiectul pe care o să-l avem. Proiectul înseamnă achiziția unui teren, înseamnă multe lucruri. Ceea ce facem noi aici este o chestie de durată. Nu putem să facem lucruri mari peste noapte. Va fi de durată și demersul nostru de a convinge. Noi trebuie să alegem aici, să alegem oameni competenți, oameni cu caracter, oameni. Și e greu să faci lucrul ăsta, știți foarte bine. Și trebuie să convingem. Trebuie să convingem oamenii despre care vă spuneam înainte că numai așa funcționează un asemenea proiect. Totuși, se va implica ESA în activitatea echipei? Va crea infrastructură pe care va pune la dispoziția echipei. Și din ce se va finanța echipa? Pentru din contribuția asociațiilor? Nu, echipa se va finanța din reclamă, din sponsorizări, din publicitate, din contribuțiile noastre, așa cum se întâmplă în acest moment. Ăsta este fotbalul în acest moment. Dar la FRFL s-a asociația înscrisă, nu da, se va schimba. Asociația va rămâne la FRFL, ea are CIS-ul, nici nu avem alte variante. Deci direct societatea comercială nu va avea nici legătură cu echipa, în afară de a crea infrastructură. Nu, cei care vor fi în societatea comercială vor hotărâi ce se întâmplă la echipă. Fiind și asociați. Evident, da. Și atunci restul asociației. Am să vă vorbesc puțin despre schimbările care urmează să se producă în asociație. Vă spuneam că, deodată, există un comitet director, format din cei trei pe care aveți aici, de față. Noi vom stabili, conform noului statut, cine va avea drept de vot în cadrul asociației. În asociație vor fi două tipuri de asociații. Cei care au drept de vot consultativ și cei care vor avea drept de vot deliberativ. Toată lumea poate să-și pună punctul de vedere. Noi nu dăm pe nimeni la o parte. Venim aici cu drag la acest club. Nu venim să câștigăm ceva, nu venim să din contră. Unii venim să dăm foarte mult, alții dau mai puțin. Nu despre asta e vorba. Când de fiecare, asta este. Venim aici nu să câștigăm bani sau... Eu personal nu vin nici să câștig bani, nici să câștig imagine. O să apar în fața noastră foarte rar. Pentru că am alte... multe proiecte pe care le coordonez și încercăm noi toți să aducem aici oameni competenți, profesioniști, oameni care știu și oameni care pot. Sunt rari. Îi căutăm și o să-i găsim. De aia și durează foarte mult. O să mă întrebați probabil cum e cu antrenorul. O să vină antrenorul. O să vină, sperăm noi, unul care să preia un asemenea proiect și un antrenor care să stea la noi măcar 2 ani de zile. Dacă nu, 22, sau cât ar. Vreți un fel de Alex Ferguson? Un Wenger mai bine. Na, dar tot așa. Da.
Da, dacă îmi permit, da, legat de niște precizări legate de relația între societatea comercială și asociație sau club, ca să le denumim generic. Ideea este că și până acum lucrurile în asociație s-au derulat practic pe două componente, inclusiv contabilitatea este ținută pe două componente, adică componenta economică și componenta non-profit. Și în momentul în care noi vom avea la dispoziție această societate comercială, toată componenta economică se va desfășura pe acea societate. Aici includem tot ce înseamnă parte comercială, vânzare de tricouri, vânzare de obiecte promoționale și așa mai departe. Asta se vor duce în acea zonă. După aceea, așa cum a spus domnul Mihu, este vorba de crearea de infrastructură, dar de infrastructură care să fie folosită parțial, să spunem, într-o anumită proporție, să zicem 20% de către asociație, de către club, iar cealaltă proporție de 80% să fie pusă la dispoziția, eu știu, altor cluburi sau al persoanelor care sunt dornice să facă mișcare. Deci nu va fi o infrastructură, așa cum gândim noi, doar legată de fotbal. Va fi o infrastructură care va fi în general legată de sport. Gândim un complex sportiv, da? Care să fie dezvoltat în Timișoara sau în apropierea Timișorii. Tocmai pentru că este foarte important să avem un cadru, să avem o bază pe care în care să facem pregătirea cât mai bună a copiilor și juniorilor, pentru că un alt aspect care ne-a preocupat sau care ne preocupă este tocmai această formare, educare a copiilor și juniorilor. Ori știm cu toții cât de mult se suferă în acest moment în România, în general, deci nu e vorba numai de Timișoara, pentru că copiii se pregătesc, eu cred, pe niște terenuri și în niște condiții inadecvate față de ceea ce se face în străinătate. Cam așa, în linii foarte, foarte mari, bineînțeles că vom detalia, deci pe parcurs vom detalia tot ceea ce înseamnă, să zic, funcționarea aceasta în tandem a celor două entități juridice, care vor avea aceeași denumire, deci practic nu va fi o, să zic... Va fi Ribensia Timișoara S.A. Și va fi membru asociat în cadrul asociației sau... Nu, este reglementat separat. Trebuie să le gândiți separat. Încerc, dar nu reușim. Da, dar veți fi aceiași oameni în amândouă? Da, da. Da. Deci spuneți-mi cu ce ajută societatea comercială, efectiv, echipa, clubul. Poate sunt eu mai greu de cap. Adică, nu știu, v-ați sponsoriza... Brandul va fi pe ESA. Deci, activitatea economică. ESA va fi proprietarul brandului Ribensia Timișoara. Deci, mi se pare, nu știu, poate greșesc, e un fel de birocrație în plus. Dar și în momentul de față exista componenta economică care pe ONG se putea face comercial. Este foarte complicat din punct de vedere contabil să gestionez pe o asociație non-profit, să delimitez partea economică, adică vânzarea de materiale, realizarea de venituri, cu consumul de resurse ale echipei de fotbal. Și în permanență apar... Asta este un element care cumva este pozitiv în acest demers al nostru, dar nu e despre relevant. ESA-ul apare tocmai pentru a oferi oportunitatea oamenilor cu potență financiară de a intra în acest club. Că să poți să speri vreodată că vor face și profit? Asta e mai greu la noi, știți. Că un ONG e non-profit, prin definiție. Da. Da, și e dezvoltarea la tricouri investiționale. Deci, ESA-ul va avea echipe de fotbal la un moment dat. Pur și simplu. Își va obține CIS-ul de la federație. Va funcționa, nu știu, cu Academia. Academia va funcționa pe ESA. Din iunie, de la anul.
Acum știu că nu se mai pot face. Da, repet, asta am înțeles. Dar în ce măsură se poate implica ESA-ul în ONG-ul? Poate, de exemplu, să sponsorizeze. Poate să sponsorizeze. Sigur. În mare măsură, societatea sau oamenii care sunt acționari și alții. Deci cine se ocupă de ESA și aduce bani acolo? Da, așa funcționează. De exemplu, și banii pe un ESA. Pe un ESA, de exemplu, nu poți să ai sponsorizări. Nu poți să sponsorizezi un ESA. Toată lumea lucrează cu asociații și e normal să fie așa. Mai așa poți să sprijini sportul. În general, de exemplu, un ONG nu poate lua un credit de la bancă. Că nu are cu ce să garanteze. Un ESA care are un capital, are, eu știu, achiziționează un teren, construiește, la un moment dat se poate obține o linie de credit. Altfel poți lucra cu o societate. Adică, domnișoara Anda a surprins exact. Un om de afaceri nu investește un leu dacă nu are o speranță minimă, minimă, minimă că cândva, undeva, va obține un ban. De exemplu, nu trebuie zuire. Sunt în măsură să înțeleg, sunt economist de meserie. Da. Dar nu înțeleg care este cumva... Va exista un contract de sponsorizare, un contract de management cu asociația? Nu. Asociația, societatea comercială, ESA, este o societate comercială. Da, înțeles. Obiectivul este să facă profit. Pentru ESA. Pentru acționarii ei. Care ar trebui să fie... Pentru acționarii ei, nu pentru. Pentru acționarii ei, da. Acolo vor fi niște oameni care investesc niște bani și vor profit. Da. Ei sunt înțelegători în faza inițială și știu că nu o să fie profit, nu știu, 10, 20, poate pentru copiilor. Dar, sigur, fiecare acțiune are anumită valoare. Oricine poate să-și vândă acțiunile oricând. Deci nu e vorba că sunt niște bani blocați. Tocmai asta era ideea de a fi ESA, pentru că ne gândim inclusiv la o listare la bursă. Nu știu, poate o facem noi, poate o fac urmașilor noștri. Dar nu acum. Ideea este nouă. Deci ideea noastră este de a crea un sistem, pentru că eu m-am uitat în urmă la alte cluburi, cum a funcționat. Toată lumea a avut probleme la un moment dat. Și Barcelona a avut probleme cu cei 100 și ceva de ani de când funcționează. Au fost plusuri și minusuri. Prin anii 70 chiar au avut probleme grave. Deci, dar conceptul a fost pornit pe o anumită direcție și el s-a dezvoltat cu sincopele de rigoare. Important este ca să ai un concept clar. ESA-ul este vehiculul nostru de investiție. El va pune la dispoziție o infrastructură Libensiei. De ce? Pentru că Libensia poartă brandul ESA-ului, da? Pe care, al cărui proprietar este, pentru că oamenii care sunt în ESA și care vor fi în ESA în viitor, sunt cei care decid în asociație. Au drept de vot deliberativ și nu consultativ. În acest moment, pe câte persoane vă bazați? Deocamdată suntem în jur de 20. Nu e vorba de număr, ci de bani. Dar nu e vorba de bani. Este doar... €200.000 este capitalul inițial. 1.000.000 de lei este capitalul inițial. Dar este un capital inițial de pornire. De pornire, în momentul în care o să începem să facem achiziții, sigur că el va crește foarte mult. Și ce vă gândiți? A zis de teren, ați găsit un teren? Sau mai multe? Așa, concret, niște locații prin oraș, nu știu. Ne uităm. Dar puteți să ne sugerați niște variante bune? Mănușarul, de exemplu, că e aproape de cel de rău. E prea mic. E prea mic. Deci trebuie acea bază sportivă, minim 5 hectare, trebuie să fie. 7-8. De un teren de fotbal era suficient. Păi nu, tocmai ca să... Dar nu numai. Nu faceți numai un teren de fotbal. Trebuie să fie, trebuie să asigure cel puțin 7-8 terenuri. Iar bă... un fel de facilități de cazare, facilități de recuperare, sală de forță, tot ce presupune... Îți faceți cumva ceva de genul ce este la Sebiș, dacă știți la ce mă refer? Acolo e așa ceva și cu hotel și... Da. Ceva. Nu știu, am văzut ceva frumos la Novi Sad. Nu știu dacă... Nici la Sebiș n-am vorbit. Am văzut la Novi Sad și mi-a plăcut cum arată. Deci, în ideea care în viitor poate caza și echipa acolo, că sunt și cazuri și chestii. În primul rând, academia trebuie cazată. Copiii poate dorm la mama acasă. Nu, tocmai copiii. A, mai mari. 16, 17, 15.
să poți să atragi copiii din zona de vest, să zicem, pentru început, trebuie să le oferi cazare, masă, transport la școală, tot ce înseamnă... Asta înseamnă că vreți să măriți puțin amploarea Academiei, față de ce acum. Acum este acum la este un nivel în... care nu vreau să... Acum ai trebuit copiii din Timișoara. Da, acum este o, este o activitate de masă. În este momentul o activitate socială. Da. Deci în momentul ăsta desfășurăm activitate socială. Da. Le creăm plăcere copiilor de a face sport. Asta este ceea ce obiectivul care îl avem la Academie. Și mai reușim câțiva copii să-i urcăm pe o categorie sau două mai sus, să joace la 16-17 ani, să joace în județ la echipa a doua, sau chiar avem câțiva care se pregătesc cu echipa mare. Din punct de vedere al infrastructurii, în acest moment, nu stăm foarte bine. Nu spun că e dezastru. Stadionul din Cearda Roșie, suntem în chirie acolo, la o altă asociație. Ne desfășurăm activitatea la liceul auto, cu Academia. Club auto. Da. Club auto. Și cam asta este ceea ce avem noi. În rest avem colaborări mai mult sau mai puțin stabile cu câteva primării de prin jurul orașului. Aș vrea să abordez puțin și problema pe partea asta, dacă dumneavoastră aveți ceva de întrebat. Îi spuneați de primărie, de Consiliul Județean și că sperați pe nu viitor. Vreau să intru. Da. Clubul Libensia nu este... Nu vrea să se implice în politică, nu e vorba vrea de politică. Să aibă influență din zona politică. Eu personal nu am asemenea. Nu vreau să întreb de politică. Și nu vreau să intru, da. Dumneavoastră vor fi astăzi, mâine, peste, vor fi partenerii noștri strategici. Pentru că este un demers. Păi acum, tocmai că vă evit, adică de ce sunteți așa cum ești așteptați următoarele alegeri? Cum? E cum poate să fie parteneri strategici dacă nu v-au dat niciun leu? Adică... Așa e normal și natural. Păi așa da, se dar primăria Timișoara nu e nici naturală, nici normală. Fi... Este naturală, este. Nu cam contra natură. Vor fi partenerii noștri în viitor. De fapt, noi la asta și ne gândim. Să avem un sistem de parteneriate, unele strategice, unele mai puțin strategice, cu instituții din oraș și din afară, cu firme puternice din oraș și din afară. Și în viitorul s-a auzit de ele. Cât de normale considerați de ca municipalitatea, nu cea din Timișoara, în general, să ajungi la nivel județean să investească bani în sportul de performanță, la nivelul acesta? După părerea mea, adică sunt unele municipalitatea orașe, și în general sate care au noroc în viață. Nu mi se pare că e. Fotbalul este un business în lumea asta. Exact de asta am și întrebat. Deci fotbalul este un business. Noi nu avem pretenția și nu o să cerem niciodată bani de la primărie pentru salariile jucătorilor. Nu mi se pare normal, nu mi se pare normal și nu se întâmplă lucrul ăsta în lume. Și la noi se vor schimba lucrurile în viitor. Sigur, deodată asta e situația. Foarte multe echipe de fotbal sunt sprijinite direct de primării, de... Da? E ok, deodată. La noi nu se întâmplă lucrul ăsta. Poate e bine, poate e rău. Nu știu. Noi avem un proiect pe termen lung. Dar sunteți afectat de... Da, sigur, există. În mod. Suntem afectați, dar asta e lumea. E discriminare. Nu, e concurență neloială, exact. Zic. Asta se întâmplă. Luăm lucrurile așa cum sunt și încercăm să facem cât mai mult bine în aceste condiții. Pentru că lumea nu schimbă noi și mine nu schimbă lumea. Deci ca o părere personală, Orice finanțare din zona publică pentru un club profesionist, în lumina documentelor pe care eu le-am consultat, nu e vorba numai de România, e vorba de Uniunea Europeană, unde noi trebuie să ne raliem, da, la legislația europeană,
Nu este posibil, da. Se cheamă ajutor de stat. Da. Dar cei care aplică legea o fac așa cum o fac și noi nu comentăm, așa cum a spus și domnul Mihu, noi avem un proiect, încercăm să facem lucrurile cât putem. Cât putem mai bine și vom vedea ce se va întâmpla în viitor. Probabil că nu există la momentul ăsta altă soluție, pentru că vă dați seama dacă această finanțare care vine sau acești bani care vin din zona publică ar dispărea pur și simplu, ce s-ar întâmpla cu cluburile? Nu e vorba numai de fotbal aici. Aici este vorba de toate cluburile sportive, e vorba și de volei, și de handbal, și de... Aici e vorba de un sistem moștenit, asta e, vedeți, este vorba de o mentalitate și lucrurile se schimbă greu. Important este să pornești un drum. Să trecem pe lucruri mai... S-a pornit pe acest drum. Acum am înțeles că s-a revenit puțin în ultimul, numai acum vreo lună și ceva, dar viitorul, ne vedem viitorul. V-am zis, demersul nostru este pe termen lung, construim ceva care sperăm noi să funcționeze mâine. Dacă nu funcționează mâine, suntem siguri că va funcționa poi mâine. Și apropo, nota pozitivă, nu știu dacă ați observat, să trecem înapoi în zona la care ne zicem noi că ne pricepem mai bine, să lăsăm politica pentru alții. Am început să transferăm juniori de valoare de la loturile naționale de juniori. Chiar domnul Mihu poate să ne spună exact... Am început. E un început timid. Da. O să facem tot mai multe lucruri în viitor. Ca să aduci jucători buni, ca să aduci juniori buni, trebuie să le asiguri condiții. Trebuie să le asiguri condiții de cazare, trebuie să le asiguri condiții de școală și așa mai departe. Noi am închiriat o casă unde avem deja 6 copii care sunt în lot, pe unii dintre ei știți, adică știți, mă gândesc pe Dobre. Da, ei stau acolo, ne-am asigurat condiții bune, sunt aproape de stadion, eu am început. Aș vrea să completez ceea ce este foarte important, trebuie să le asigurăm o formare corespunzătoare. Deci aici asta înseamnă antrenori buni, înseamnă educatori, pentru că ei sunt încă în procesul, să zic, în proces de a-și forma personalitatea, de a se forma ca și, să zicem, fotbaliști și pentru asta au nevoie de mentori, au nevoie de persoane, de modele, au nevoie de persoane care să știe ce trebuie să facă, adică au nevoie de multă pricepere la cei care îi formează. Apropo, vreau să întreb, această, eu știu, decizia instanței, când trebuie să vină și... A durat mai mult pentru că a fost nevoie de câteva documente. Urmează zilele următoare să depunem efectiv dosarul. Va dura, nu știu. Nu pot să dau. Aici chiar nu pot să dau termenul. Statutul este... terminat, cred că este și semnat de toată lumea, nu? Da. Trebuie să iasă, să se depună actele și să se depună capitalul social. Nu? Nu are... Nu de asta era vorba. Ah, nu am înțeles. De asociație, de club. Văd că s-a votat statutul, da, și când se intră în vigoare tot ce ați stabilit la ultima adunare. Păi, domnul Mitică este deja președinte, zic că a intrat. Ziceam, de ce? Nu ne formalizăm foarte mult. Noi mergem înainte. Suntem o echipă. N-a venit Mihu aici ca să facă... Apropo, nu l-a dat la o parte pe Ienovan, cum nu. Am auzit prin oraș că a venit unul și a luat locul. Radu este aici, pur și simplu în asociație. Statutul spune foarte clar. Nu poți avea mai mult de 2 mandate ca președinte. Fiind al doilea... Bine, n-a fost. Dar nu era problemă, că puteam să schimbăm statutul. Nu era problemă. Să facem pe viață, dar nu era... Singurul argument. Eu ce... A fost și o decizie, până la urmă, personală, a mea.
Ceea ce vă pot spune că ultimul an, deci anul de Liga a doua pe mine, m-a afectat foarte mult și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere fizic. Mi-a fost tot mai greu ca să țin ritmul, mai ales că trebuia să găsim soluții. Bineînțeles că am avut alături de mine, cam în toată această perioadă, și pe domnul Mihu și pe ceilalți din echipă, dar cerințele la nivelul ligii a doua au fost foarte, foarte, foarte mari și solicitările pentru mine au fost pe măsură și cred că a fost cel mai bun moment, să predau ștafeta, să vină o persoană care să-și și dorească, să aibă și puterea să ducă mai departe lucruri sau lucrurile bune pe care noi le-am făcut. Eu vă spun, am simțit o epuizare și fizică și morală care îmi afecta, cred eu, randamentul meu ca și conducător de club. Da. În plus, acum 6 ani când am pornit la drum, chiar vorbeam cu Radu și îi spuneam, va veni momentul când va trebui să predăm ștafeta altora, care vor putea face mai mult. Dar vreau să întreb în NESA cei care votează au drept un vot fiecare sau e... Într-o societate comercială se votează în funcție de banii care, numărul de acțiuni deținute. Da. Pentru că, de exemplu, am auzit în ultima perioadă, domnul Mihu a contribuit mai mult și chiar se spunea de un procent foarte mare. Deci, dumnealui, poți să nu există riscul să fie ca un finanțator care decide... De ce spuneți risc? Nu risc. Sau riscul pentru ceilalți, zic. Da, adică să fie un Gigi Becali? La doilea rând, așa că... Glumind. Da. Da. Mele... N-am apetență pentru ceva, sincer. Poftim. Și nu am încă dacă eu văd... fotbalul și sportul în general este un spectacol. La spectacolul ăsta trebuie să participe cât mai multe lume. Dacă e un spectacol într-o cameră în care stă unul și... Nu sunt genul. Corect, dar aveți putere. Dacă îți doriți să faceți acest lucru, să decideți lucrurile... Bun, e adevărat că, în general, încercăm să scurtăm câteodată lanțul ăsta al deciziei, care, cel puțin în vechea asociație, era așa de lung, că oboseai până când trebuia să iei o decizie legală, așa cum era... Da, deciziile trebuie să fie, de multe ori, luate într-un termen foarte scurt, trebuie să... Eu tot timpul zic că mai bine o decizie proastă decât nicio decizie. Sigur, trebuie să luăm decizii. Asta se întâmplă în viață. Trebuie să luăm decizii și dacă sunt și bune, cu atât mai bine. Și deci asta înseamnă, eu întreb acum așa, neștiind foarte bine chestiunile acestea economice, dar de-a lungul, eu știu, anii, perioadei următoare, cine, un acționar care contribuie mai mult sau trebuie să achiziționeze mai multe acțiuni ca să zicem să vă egaleze sau să vă, la luarea deciziilor în viața clubului. Până acum, cum credeți că s-au luat deciziile? Cu părerea noastră. S-a luat așa, în ultimii 6 ani, spuneți-mi și mie, cum s-au luat deciziile. Dar nu era prevăzut clar în statut. Nu? Aici s-au luat deciziile. Tocmai pentru că, spuneam, apetența noastră de asociere este, din păcate, foarte, foarte limitată. Și, în general, deciziile trebuie să le iau oamenii care se implică, oamenii care... Radu, acolo când Radu, ai nevoie să iei. Radu a contribuit cu bani foarte mulți. A contribuit cu multe, multe, multe luni din viața lui, și luni, cred că, nu știu dacă, poate punem un an și facem un an în ăștia 6 ani, în care, efectiv, a gândit și a acționat pentru Libeția. Bun, dar zis că și de atragerea fanilor și așa, momentan stați, știți și dumneavoastră cum stați, prost, dar rost, da? Numărăm spectatorii la meciuri. Ce o să faceți? Că deocamdată nu sunt rezultate, aș vreau să... Accelerăm un pic conferința. Ce profil de antrenor căutați sau să ne spuneți mai concret? Am mai spus unul care se știe și se poate. Și mai ales... Ați discutat cu anumite persoane? Și mai ales să aibă un caracter așa cum trebuie să aibă antrenorul în pensie. Cum trebuie să aibă caracterul antrenorului? Trebuie să fie omul potrivit pentru acest club și pentru imaginea acestui club.
Căutați. Bun, și ați contactat deja anumite persoane sau cum stați? Acum vă dați seama că lucrăm. Aveți o listă scurtă, lungă? Am avut o listă lungă și e tot mai scurtă. Poate vreau din zonă sau poate să fie scurtă? Antrenor din România. Deci va fi sigur un român. Deocamdată, da. Sunt și străini care antrenează în România. Ferguson, nu am înțeles că are probleme. Să puteți elibera asta, nu că nu pot fi ies. Mâine. Mâine, da. Da, am văzut care e problemă. Da. Din păcate, n-a fost o listă inițial și e cam de ziua. Da. E bun, și cam pe când credeți că veți să aduce? În curând. Acum nu pot să vă dau chiar să zic. Păi nu, dar vine nici dar noi nu știm. Adică nu știu. Da, este o perioadă numai că suntem hotărâți să căutăm mai adânc și mai bine și să alegem ceva care chiar să fie ceea ce ne trebuie nouă în acest moment. Suntem dispuși să așteptăm. Dacă acum sunteți președinte, vreau să vă întreb care sunt jucătorii dumneavoastră preferați de la Liberia? Ca să nu zică lumea că nu știți echipa, dăm acum o oportunitate. Arătați. Nu am pretenția și nu o să am pretenția deocamdată, fiind totuși recent implicat direct în acest fenomen, că am cunoștințe foarte vaste. Deci nu trebuie să-mi puneți asemenea întrebări, pentru că vă spun din start că nu cunosc, dar nu să vă spun că nu cunosc jucătorii din pensie, dar nu cunosc foarte multe din Liga a doua. Eu sunt om de afaceri, mă implic în zona de management a clubului. Pentru partea operativă, m-am spus, vom aduce oameni competenți care să gestioneze foarte bine aceste lucruri. Vă gândiți să înduceți poate și alți manageri sportivi sau vă gândiți la un antrenor? Deocamdată, clubul ăsta n-a apărut așa din ea. Există oameni aici care au muncit din greu în toți acești ani. Ceea ce aducem noi sunt oameni care se completeze pe echipă, pentru că suntem puțini. Suntem foarte puțini, inclusiv la staful tehnic. Inclusiv staful tehnic. În zona aia sunt câți oameni care muncesc acolo, probabil că ar trebui să fie dublu. În perioada următoare vom lucra, lucrăm tot timpul asta. Știu că sunt probleme la lot, știu că avem o problemă de imagine, știu că nu avem rezultate, știm tot. Încercăm să gestionăm cât mai bine lucrurile astea și deocamdată suntem la început. Efectiv, suntem la începutul unui nou proiect care preia ceva care a funcționat foarte bine până la acest nivel, dar care, din păcate, la acest nivel nu mai funcționează. Da, întrebări, dacă mai sunt. Va fi un executiv sau un director executiv sau care să preia? Să fie un elovan al dumneavoastră. Va fi un manager general al clubului. Va fi un antrenor. Va fi un preparator fizic. Manager general. Aștia sunt oamenii care contează enorm de mult într-un club și, sigur, jucătorii. Deci veți aduce și un manager general din afară. Cum? Da, puteți să fie antrenorul, de ce? Și preparatorul fizic poate fi și antrenorul. Atunci, sigur, nu va fi român, că nu se va și scurt. Oricum nu voi fi eu, asta vreau să vă garantez. Cum? Ce român vrea să facă chestia? Oh, Daniel Stan. Trebuie să-ți dau o listă. Dar și nu e antrenor. Nu, manager general. Da, asta e pentru. Antrenorul poate să fie și manager de NFL de Ferguson. Mă abțin cu greu. Auzim numele pe care le-ați. Păi, dar v-am zis că doritori sunt. Da. Să nu vrem încoraje în realitate, vă rog. Bun, dacă alte întrebări nu mai sunt, vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră. Vă dorim după masă frumoasă mai departe.